Evenimentul de astăzi, care face parte din colecția Spiritualitate Creștină, l-am intitulat Calea către inima spiritualității creștine. Cărțile pe care, iată, le vom lansa astăzi: Numele lui Hristos, de Irene Hauser; Izvorul iubirii, de Kyriakos Markides, este cea de-a treia carte din trilogia atonită a cipriotului, a sociologului cipriot Kyriakos Markides, sociologul american de origine cipriotă Kyriakos Markides. Celelalte titluri precedente, Muntele Tăcerii și Darurile Deșertului, iată acum Izvorul iubirii, cartea Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, de Cezar Ivan Coliță, și mai avem Filocalia lui Origen din aceeași colecție, din colecția Spiritualitate Creștină. Alături de noi astăzi la acest eveniment, profesorul Marius Vasileanu, antropolog, profesor de istoria religiilor, Cezar Ivan Coliță, scriitor, teolog, este cel care a scris cartea Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, și Matei Georgescu, profesor universitar, doctor, psihoterapeut, psihanalist. Cartea Numele lui Hristos și căile rugăciunii, în traducerea domnului Mihai Vladimirescu, am putea spune că reprezintă un veritabil prolog al cărții Pelerinul Rus, de asemenea o carte publicată în aceeași colecție, în colecția Spiritualitate Creștină. Pelerinul Rus a apărut în secolul al XIX-lea, titlu care a permis practicarea la scară mai largă a rugăciunii neîncetate. Din cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Este deci o incursiune în istoria isihasmului, în încercarea de a identifica prototipul textual al rugăciunii inimii, tocmai în practicarea rugăciunilor scurte de către cele mai emblematice, am putea spune, figuri patristice din secolele 4-8 după Hristos. Cezar, volumul de față, Numele lui Hristos, la care tu ai făcut partea de redactare de specialitate, iar domnul Mihai Vladimirescu traducerea, volumul de față tratează ideea de a dobândi starea rugăciunii continue, a rugăciunii neîntrerupte, neîncetate. Care ar fi sensul și scopul acestei rugăciuni în viața creștinilor, așa cum reiese din cartea Irenei Hauser? În primul rând, mulțumesc pentru invitație, Sorin. E și un prilej și o adevărată bucurie să particip la acest eveniment. Dar aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit să ne urmăriți. Și totodată vreau să fac și o mărturisire, pentru că, într-adevăr, vorbim despre căile rugăciunii, dar mi-ar fi foarte greu să vorbesc despre un asemenea lucru, întrucât eu nu am ajuns la o asemenea măsură duhovnicească, poate doar oamenii avansați din punct de vedere spiritual, sfinții, ar putea să vorbească despre un asemenea lucru. Eu însumi nu am ajuns la o asemenea treaptă, dar o să încerc să alcătuiesc, câtuși de puțin măcar, o sinteză a esențelor tari și a unor aspecte practice referitoare la lucrarea rugăciunii continue, despre care vorbește și autorul remarcabilei cărți Numele lui Hristos și căile rugăciunii. Este vorba despre cardinalul Irene Hauser, un om de-a dreptul îndrăgostit de spiritualitatea creștin-ortodoxă. Personal, eu mi-am pus niște întrebări cum de acest om nu a avut, de fapt, niște demersuri de a se converti la confesiunea creștin-ortodoxă, întrucât
toată viața sa, de prin anii 40 până în anii 70, când a trecut la cele veșnice, a fost de-a dreptul îndrăgostit, de-a dreptul pasionat de spiritualitatea creștină. Este, de fapt, și șeful catedrei de sau al Institutului de istorie creștină ortodoxă din cadrul Universității de la Roma, cred că Universitatea Sapienței. Bun, acum vorbim despre celebra rugăciune pe care o cunoaște și dumneavoastră cu toții: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Și după cum ai spus și tu, Sorin, e o rugăciune care s-a dezvoltat, s-a împământenit, să zicem așa, în spațiul creștin ortodox, în tot arealul acesta al spiritualității creștine de rit oriental, după secolul al XIX-lea, mai exact prin publicarea acestei remarcabile lucrări, Pelerinul Rus. Dar autorul pândește și face o analiză foarte riguroasă în ideea să vadă, bun, dar ce a existat înainte de această rugăciune? Cum exista isihasmul în cadrul religiei creștin-ortodoxe? Și pornește cu identificarea prototipului textual al rugăciunii lui Iisus și coboară chiar până în primele secole ale creștinismului, chiar până în secolul al IV-lea, e de fapt o confluență, mijlocul secolului al IV-lea, final de secol IV și primul sfert al secolului al V-lea. Și observă, de fapt, că rugăciunea lui Iisus, noi pe care o cunoaștem în formula actuală astăzi, nu era practicată de părinții deșertului, dar erau alte prototipuri textuale care aveau aceeași funcție de coborâre a minții în inimă. Și vorbim, de exemplu, de rugăciuni precum Doamne Iisuse, vină de grabă în ajutorul meu, menită de a fi tot timpul repetată asemenea rugăciunii pe care o cunoaștem astăzi și care era valabilă în isihasmul timpuriu al Egiptului creștin, al spațiului sirian, al întregului areal al Imperiului Bizantin, în spațiul anatolian, iată Asia Mică, și nu în ultimul rând, în cadrul creștinismului din Antichitatea Târzie, cel de rit latin și a Occidentului Evului Mediu Timpuriu. Și vedem că această rugăciune a pornit de la părinții deșertului până la sfinți mari ai spiritualității creștină de rit latin, Sfântul Benedict de Nursia sau Sfântul Ioan Casian. Acum, haideți să vorbim un pic, dacă ne permite și timpul, despre sensul și scopul rugăciunii, acestei rugăciuni. În grosso modo fie spus, ea are rolul de a coborâ mintea în inimă, mai întâi de purificare a minții de fel și fel de gânduri întunecate, de ruminația despre care se vorbește astăzi, dar totodată și de a purifica inima de păcat, de tendințe egoiste, individualiste și așa mai departe. Este, de fapt, unirea, e de fapt un demers al dobândirii unității lăuntrice, unirea părților raționale, după cum spun Sfinții Părinți, ale sufletului, logica și mintea, și totodată mintea trebuie să coboare în inimă, adică în părțile iraționale și simțitoare ale sufletului, partea, să zicem, irascibilă a sufletului și partea apetitivă sau doritoare. Și odată dobândită această unitate lăuntrică, după cum spun și Sfinții Părinți Filocalici, se ajunge la un fenomen tare interesant din punct de vedere mistic, la acea simțire a minții de care vorbesc mari părinți mistici și filocalici, și această simțire a minții te pune în contact direct cu Dumnezeu, în contemplarea aceea foarte fină de a simți, al simți practic pe Dumnezeu în tine. Dar acum cum facem practic acest lucru? Pentru că, într-adevăr, noi cei interesați de teologie, de spiritualitate, suntem de multe ori tentați să teoretizăm lucrurile și mai puțin să le punem în practică. Și am identificat în această carte a lui Ireneu Ser
patru mari criterii care pot să potențeze lucrarea rugăciunii. Unele sunt mai convenabile, altele mai puțin convenabile. Haideți să le enumerăm și să le discutăm cât uși de puțin pe fiecare. E vorba, primul rând, despre nevoia de a practica această rugăciune, după cum remarcă și autorul cărții, într-un spațiu mai retras, într-un spațiu în care zgomotul citadin și nu numai orice zgomot care ne poate tulbura, acest zgomot ar trebui să dispară. Este, de fapt, un cadru al isihiei și acest cadru al isihiei presupune, practic, o ușurință de a intra în starea de contemplare și vedem că acest lucru nu-l făceau neapărat monahii din Egiptul, din Egiptul creștin, ci acest lucru era practicat chiar de Mântuitorul. Și vedem chiar la Evanghelia după Matei, la capitolul al 14-lea, că Hristos se despărțea chiar de ucenicii săi pentru a se duce într-un loc pustiu, într-un munte, ca să se roage Tatălui Ceresc, ca rugăciunea sa să fie mult mai adâncă, mult mai roditoare. Acum e nevoie și de, să zicem, o stare de însuflețire autentică, despre care vorbește și Părintele Maximus, de fapt, în cartea Izvorul Iubirei. E nevoie de o stare de tip eros maniacos. Pe românește, o stare de înflăcărare, de însuflețire, de îndrăgostire, practic, față de prezența Dumnezeirii, care ne poate face mult mai receptivi în a-L căuta pe Dumnezeu și în toate demersurile ascetice. Și această stare, zic eu și de fapt sublinează și această carte, se dobândește în urma unui moment revelator în viața fiecăruia. Și probabil că cu toții cei care suntem astăzi aici am avut parte într-un fel sau altul de un apogeu emoțional cu profunde veleități spirituale, să zicem, care ne-a marcat într-un fel sau altul și în mod pozitiv în viața noastră și ne-a făcut mai însuflețiți de a-L căuta pe Dumnezeu. Și te rog, Sorin. Cezar, am să te rog, pentru că nu o să poată să stea foarte mult cu noi până la finalul dezbaterii, să îi dăm cuvântul și lui Matei Georgescu și apoi revenim la lucrurile foarte importante pe care tu ți le-ai și notat și le-ai specificat în cartea respectivă. Sunt niște mici rețete, da. Exact. Noi așa le-am numit amândoi, da. Mici rețete. Matei, ce înțelegem, facem acum această paralelă între cele două cărți menționate, subliniate și de Cezar puțin mai devreme, Izvorul Iubirii, și pornim de la acest concept ca virtute în tradiția creștină ortodoxă și mai ales în cea atonită, da? Pentru că tot am pomenit în evenimentul anterior de Vasile Andru și de isihasmul atonit și cartea Numele lui Hristos, în care, iată, apare acest stih important, rugăciunea inimii, rugăciunea neîncetată: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Mulțumesc și-l felicit pe Cezar pentru toate cele făcute și părinții dânsului care se uită aici și sunt îngerii antemergători. Se poate spune și așa, într-adevăr. Faptul că și-a declinat, în primul rând, cum să spun, capacitatea de a ști, ci doar de a, spunând că ați aproximat, ai aproximat, pentru că în duhovnicirea este o cu totul altă chestiune decât, nu știu, arta limbajului și arta scriturii. Această chestiune a raportului între minte și inimă, coborârea minții în inimă sau raportul dintre inimă și minte, rămâne pentru mulți teoretic, din păcate. Calea în duhovnicirii, calea promovării în duh, cum ar fi spus domnul Andru, este una care trece prin inimă. Chestiunea este că în felul în care noi trăim, inima noastră e destul de grea,
și puțin primitoare. Ne doare inima fără să ne dăm seama și suntem cumva deseori deconectați, pentru că vremurile actuale nu ne permit contactul profund cu propria ființă. Din păcate, nu mai avem gaz să ne oprim și să ne vedem forma de păcătoși. Există ceva probabil de hibris sau, nu știu, să zic, luciferic în noi, care ne îndepărtează deseori de rugăciunea regală. Cum adică să fiu păcătos? Posibilitatea de a-ți accepta statutul ontologic de păcătos e o problemă pentru o parte dintre noi. Este ca și cum ne răpește ceva din minuscula stimă de sine fragmentară și din felul în care noi simțim că ne putem măcar așa recomanda. Știi cine sunt eu? Eu nu pot să fiu un păcătos. Și cu toate acestea, un prim moment este să poți să accepti statutul de păcătos și să poți să interpretezi acest statut ca fiind un statut de fragmentar în care mintea preia cumva într-o manieră monarhică conducerea, iar inima, care este poarta către transcendent, nu poate fi atinsă. Aș merge mai departe și eu nu pot să spun decât câteva cuvinte din maniera în care am trăit lucrurile, care este minusculă, și anume că suntem încărcați cu păcatele părinților noștri, adică reformulând și interpretând trauma, care este un fenomen permanent, sau experiențele adverse. Să ne gândim la părinții noștri care au trăit perioada anilor 50, bunicii noștri, războaiele și așa mai departe. Toate acestea le-au îngreunat inima, i-au îndepărtat de ei și i-au aruncat în minți, au încercat să revină cumva în spațiul iubirii, care este un spațiu al comunității, apropo de eclezia, n-au reușit, ne-au dat ștafeta mai departe nouă. Am ajuns aici, cine poate să audă, cine nu, trece mai departe grăbit. Cine poate să audă că rugăciunea inimii este, fiecare cuvânt este o poartă, dacă e interpretată chiar și rugăciunea inimii pentru atei, asta ar fi o categorie specială, pentru că am putea să vedem că un ateu are același statut ontologic, doar că semnifică altfel aceste realități interne. Și să întâlnim niște oameni care să ne, și aici e duhovnicul, să ne poată primi suferința nespusă și să ne dea o senzație că suntem ființe acceptabile, pentru că nu El ne iartă, ci ceva de dincolo de El. Noi nu ne putem ierta pe noi înșine. Orice vindecare trece prin predarea noastră către o formă de transcendent. Indiferent cum îi spui. Avem aici o remarcabilă traducătoare, am aflat și eu că se pronunță Tao, te țin, dacă măcar, dacă nu-ți place, nu știu, Dumnezeu creștin, poate să-ți placă Tao. Nu contează, ne pierdem în cuvinte. Cred că creștinătatea și această formă ultimativă a iubirii, de a-ți iubi dușmanul, care nu s-a exprimat niciodată așa de clar în alte tradiții. Dușmanul este cea mai dificilă întreprindere, pentru că dușmanul nu este acolo, dușmanul este aici. În permanență. Și este aici ca formă de fragment a inimii, efectiv. Readucerea dușmanului, care este o mișcare, dacă vreți, în termeni moderni, o mișcare emoțională reprimată și imposibil de acceptat, precum agresivitatea în formele ei atroce, care sunt efectiv nerecomandate. Dacă eu v-aș spune în acest moment
că sunt cel mai sadic și atroce om posibil și că aș putea, de exemplu, să iau pe doamnă, aș putea să o bat și să o calc în picioare, fără niciun fel de remușcare. Da? Asta ar fi un fapt nebunesc. Dar cu toții avem aceste mișcări interne de distrugere din lipsa unei iubiri care să însemne inclusiv transcendență și le pasăm de la unii la alții, aruncând primii cu piatra și considerându-ne, deci probabil că doamna o să rețină, că a spus un vorbitor de la Herald, că vrea să o bată să calce în picioare. Asta o să rețină și poate să zică, domnule, ăsta e nebun. M-ați putea accepta în forma mea atroce foarte greu, pentru că v-ați simți rănită. Și atunci am aruncat unul de la celălalt. Cu puterea noastră nu putem face nimic. Cu o putere de dincolo avem șanse. Chestiunea este că noi nu mai suntem prieteni cu dincolole și avem senzația dimpotrivă că universul nu mai e demn de încredere. Și că este plin de iluminati, de conspiraționiști, de virusologi gata să ne ucidă, etc. Când Dumnezeu, din păcate, nu mai este prezent, atunci ce rămâne? Rămâne un haos, derivă și o viață de tot iadul. Să ne dorim cu toții măcar puțin rai, grație editurii sapiențiale, cum spunea Vasile Andru. Herald. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Matei Georgescu. Cezar, hai să revenim pe scurt la acele rețete despre care noi am vorbit și apoi să-i dăm cuvântul și domnului Marius Vasileanu. Da, într-adevăr, sunt doar câteva dintre ele. Ce aș mai putea eu să spun după cuvântul remarcabil al domnului profesor, dar sintetizând toate cele scrise de Irineu Oser, mai vorbim despre două aspecte care potențează lucrarea rugăciunii, mai puțin prietenoase, după cum am zis în prima parte a expunerii mele. Și aici este vorba despre faptul că rugăciunea este lucrătoare atunci când suntem de fapt ancorați în lucrarea poruncilor dumnezeiești. Pentru că noi, de multe ori, suntem foarte selectivi. Ne plac anumite sfaturi duhovnicești, anumite porunci dumnezeiești, dar le dăm la o parte pe celelalte care alcătuiesc, de fapt, un întreg, un pachet. Și spune Sfântul Marcu Ascetul, un mare sfânt filocalic de prin veacul al V-lea, că Dumnezeul acesta pe care îl chemăm în rugăciunea continuă, este, de fapt, ascuns în poruncile sale și cei ce îl caută pe Dumnezeu îl găsesc de fapt pe măsura împlinirii acestor porunci dumnezeiești. Ăsta ar fi un prim aspect pe care îl găsim de fapt și în cartea de față și un alt aspect care iarăși potențează lucrarea rugăciunii și aici discuția devine un pic mai delicată. Este vorba despre asumarea suferinței în viața fiecăruia. Suferință care poate să comporte foarte multe valențe. Fie chiar niște dileme existențiale până la boli incurabile. Tabloul este foarte variat. Și odată acceptată această suferință, care este foarte grea, nici eu nu știu dacă pot să ajung la o asemenea măsură, odată acceptată această suferință, ea devine o virtute. Și această virtute atrage după sine o altă virtute care este virtutea de căpătâi a creștinismului, smerenia. Iar prin smerenie, valuri întregi, cum spune și această carte și cum majoritatea Sfinților Părinți remarcă, valuri întregi de har dumnezeiesc vin și ne inundă sufletul nostru și ne dă putere. Și lucrul ăsta, și cu asta am terminat scurta mea expunere, Sorin, este sesizat foarte bine și în epistolele Sfântului Apostol Pavel, mai exact la capitolul al 12-lea din epistola a doua către Corinteni. Spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel că s-a rugat de 3 ori lui Dumnezeu să fie izbăvit de o boală cumplită. După anumiți cercetători mai moderni,
Era vorba probabil de un cancer oftalmic, dacă nu un glaucom foarte, foarte avansat. Și de trei ori s-a rugat și de-abia după a treia rugăciune intensă, probabil într-un extaz mistic, apostolul Pavel are o vedenie și îl vede pe Hristos și Hristos îi spune marelui apostol: îți este de ajuns doar harul meu, pentru că puterea mea se desăvârșește de fapt în slăbiciune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu de fapt le alege pe cele slabe și neputincioase ale noastre ca să le rușineze și să le învingă pe cele tari și puternice ale acestei lumi. Și prin acest demers, și cum spune Apostolul Pavel, mă voi lăuda doar în slăbiciunile și neputințele mele, pentru că știu că de fapt pe fondul acestor slăbiciuni este de fapt harul lui Dumnezeu care îmi dă putere, și când sunt slab, de fapt, atunci sunt tare. Mulțumim, Cezar. Părintele Maximos, episcop, călugăr carismatic și îndrumător duhovnicesc, vocea principală din cărțile lui Kyriakos Markides, vorbește despre eclezia ca spital duhovnicesc. Având misiunea de a ajuta oamenii să-și depășească boala existențială, adesea punând în oglindă abordarea psihologică și cea religioasă, dialogurile din cartea Izvorul Iubirii parcurg discuții în care Părintele Maximos explică ce înseamnă aschezis sau exercițiile spirituale, precum postul, rugăciunea sistematică și fără încetare, studiul scripturilor și al vieților sfinților pentru restaurarea întregii umanități și a sănătății spirituale. Domnule profesor Marius Vasileanu, ce reprezintă, pentru că în dialogurile cu Părintele Maximos, cel puțin în acest volum, sociologul Ciprio Kyriakos Markides scoate în evidență importanța iubirii ca virtute în spiritualitatea creștin-ortodoxă, făcând, bineînțeles, referire la practicile atonite, îndeoseb și la isihasmul atonit. Cât de importantă este iubirea ca virtute în creștinismul ortodox, alături de smerenie, o altă virtute pe care Kyriakos Markides vorbește și o subliniază adeseori în cartea Izvorul Iubirii, cea de-a treia carte a trilogiei atonite. Păi, ne amintim de spusul Mântuitorului despre iubirea aproapelui și despre importanța iubirii ca pilon principal, nu, în textul evanghelic, și care practic ne departajează și de alte tradiții spirituale, între altele. Acum, fiindcă face parte dintr-o trilogie, ați spus la început, acest volum al lui Kyriakos Markides, să vă spun un lucru care mi se pare că trebuie rostit aici. Era un călugăr ortodox român care a locuit mulți ani, vreo 20 de ani, în Sfântul Munte Athos. Ulterior a revenit în țară, suntem undeva la începutul secolului 20, și Părintele Hristostom se numea, a revenit în Iași, în zona pe unde locuia, la Schitul Bucium. Nu a reușit să se mai întoarcă în Sfântul Munte din motive administrative. Dar când era întrebat, fiindcă ulterior ar fi putut să revină, dar cel puțin într-o primă fază erau condiții sociopolitice mai aspre, a fost întrebat de ce nu a făcut totuși această încercare de a pleca din nou. Și el a spus un lucru superb: Sfântul Munte Athos sau Athosul este acolo unde locuiești, acolo unde te rogi cu adevărat. Apropo, nu, și de acest prim volum despre care a vorbit foarte frumos colegul nostru, de fapt,
în întreaga trilogie este vorba despre Duhul Atosului și chiar dacă acest volum, Izvorul Iubirii, se petrece, dialogurile se petrec preponderent în Statele Unite, ba chiar la un moment dat face o traducere, este translator la Cambridge, este vorba despre Duhul Atosului pe care, iată, și sociologul, dar mai ales interlocutorul său, îl poartă peste tot, inclusiv în Statele Unite, ceea ce pare destul de curios, nu-i așa? Ei bine, totul depinde de om, totul depinde de puterea sa de rugăciune și de asceză, după cum în privința rugăciunii, fiindcă am vrut să spun un cuvânt și despre acest volum al lui Irene Hauser, un autor clasic de altfel care are câteva volume îndelung studiate în teologia universală și în cea românească, ortodoxă. Nu contează foarte mult până la urmă felul în care rostești rugăciunea. Această universalitate a unor rugăciuni foarte scurte le regăsești, vă spun ca profesor de istoria religiilor, și în islam și în alte spații ale fenomenului religios autentic, revelat. Există chiar o parabolă superbă despre, o știți cu siguranță, nu o povestesc în amănunt, trei călugări care nu prea știau ei rugăciunea exactă, vine un ierarh la ei, îi vede, îi surprinde undeva pe o insulă, i-a învățat cum să se roage cu rugăciunea isihastă, ei habar n-aveau. Și ulterior a uitat și cum se rostește cu adevărat. Și unul dintre ei a început să alerge după apă, pe apă, pe urma celui care tocmai pleca, care învățase cu el, era pe un vas. Și când l-a văzut că aleargă pe apă, nu? Precum în minunea binecunoscută nou testamentară, i-a spus, roagă-te așa cum știi, fiindcă în mod evident ai ajuns acolo unde trebuie. Așadar, acest volum despre toată istoria rugăciunii lui Iisus este foarte important din perspectivă academică, dar în perspectivă practică e mai puțin important. Trebuie să știi pur și simplu să fii în preajma cuiva care se roagă cu adevărat, de la care să înveți, să te contaminezi de rugăciunea adevărată, după cum, cred eu, este o mare șansă să ai în preajma ta oameni, poate uneori foarte smeriți, fie și într-un târg de carte pe lângă care treci și care, așa cum ați întrebat la început, dețin o treaptă mai înaltă a iubirii. Sigur că aici sunt trepte infinite și până la ajunge la izvorul iubirii lui Dumnezeu ne trebuie o viață. Mulțumim foarte mult domnului profesor Marius Vasileanu. Cezar, făcând referire la cartea scrisă de tine, apărută în colecția Cultură și Civilizație, celelalte trei cărți sunt apărute în colecția Spiritualitate Creștină, dar toate patru au legătură între ele. Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare. Cartea ta vorbește despre acest aspect, despre aparițiile Arhanghelului Mihail. Care ar fi cele mai ilustrative, am putea spune, apariții în istorie incluse în această carte, poate din punct de vedere istoriografic? Mi-ar lua foarte mult să le expun pe toate. Aș dori să... Bine, mă gândeam să intru un pic în tipologia acestor angelofanii, dar timpul nu ne permite acest lucru. Dar ai amintit de cultură și civilizație. Și
Aș dori să vorbesc mai mult despre o triadă de angelofanii sau apariții ale Arhanghelului Mihail petrecute în Evul Mediu Timpuriu din Occidentul creștin. Și mă rog, și cu ajutorul Dumnezeu am reușit să public de curând și un articol pe această temă în spațiu academic internațional, intitulat, are un titlu mai lung așa, The Angel of Light in the Dark Ages. Două puncte, The Bond Between Archangel Michael and Formation of European Civilization. Pe românește, Îngerul Luminii în Evul Mediu Întunecat și legătura dintre Arhanghelul Mihail și formarea culturii și civilizației europene. Și au loc trei angelofanii foarte importante în spiritualitatea creștină de rit occidental în acest interval al secolelor 5 și 10 după Hristos. Una are loc la Monte Gargano între anii 490-493, în care Arhanghelul Mihail se descoperă în calitate de veșnic protector al locului în peștera acestui munte, munte care era situat lângă un oraș episcopal foarte important, orașul Sipontum. Între timp orașul a devenit Monte Sant'Angelo, cunoscut sub această denumire odată cu secolul al XI-lea. Și totodată este foarte important de menționat că în anul 493, mai există o minune în 492 despre care nu avem timp să vorbim, în anul 493 o minune în viața Sfântului Marelui Ierarh San Lorenzo din Sipontum, acestui oraș episcopal, în care îi se arată în vis, în cadrul acesta oniric, Arhanghelul Mihail și îi spune că peste noapte a întemeiat o biserică nefăcută de mână omenească și care se regăsește și astăzi la Monte Gargano, care adună aproape 2 milioane de vizitatori și pelerini anual. Vă dați seama ce furnicare este acolo, mai ceva decât la Bookfest. Dar și odată cu apariția Arhanghelului Mihail de la Monte Gargano, putem spune că acest cult al Arhanghelului Mihail intră pe poarta creștinismului occidental la finele secolului al V-lea. O altă minune, petrecută la începutul secolului al VIII-lea, în anul 708, are loc în viața unui ierarh, Saint-Aubert d'Avranche, în care, mă rog, se petrec foarte multe lucruri și în viața acestui episcop din nord-vestul Franței, în zona Neustriei, viitoarea zonă normandă de prin secolul al IX-lea. Și în viața acestui episcop, iarăși, apare Arhanghelul Mihail timp de 3 ori, în care îi poruncește să ridice această celebră abație benedictină de la Mont Saint-Michel, celebrul Mont Saint-Michel, un alt loc foarte important pentru cultura și civilizația europeană, care adună astăzi vreo 3-4 milioane de vizitatori anual. Și o ultimă apariție are loc în nord-vestul Italiei, în zona Piemontului, mai exact pe muntele Pircheriano, în care Arhanghelul Mihail, să zicem că întemeiază printr-un fel de determinism de tip angelo-uman, o celebră abație benedictină, în care s-au implicat foarte mult și papa de la Roma și un arhiepiscop al Ravenei. Nu avem timp să vorbim despre toate aceste lucruri. Dar ceea ce vreau să accentuez în câteva minute, dacă îmi permiși și tu, Sorin, este faptul că toate aceste trei puncte, toate aceste biserici ale Arhanghelului Mihail, întemeiate, iată, în urma unei vizite providențiale, reprezintă, de fapt, trei puncte de popas foarte importante pelerinaj, să zicem, într-o rută de pelerinaj care pornea dinspre Normandia și ajungea la Monte Sant'Angelo, tranzitând, bineînțeles, nord-vestul Italiei cu punctul Sacra di San Michele. Și un periplu foarte lung, de vreo 2000 și ceva de kilometri, care după anul 1000 a atras foarte mulți pelerini normanzi din zona muntelui San Michel, au coborât, au tranzitat Sacra di San Michele și au ajuns la
Monte Sant'Angelo au format o puternică diasporă normandă după anul 1017 și este foarte interesant și este documentat, să zicem, istoriografic, acest lucru este confirmat și de către istorici, faptul că această linie de pelerinaj a contribuit în mod semnificativ la ultimul strat al etnogenezei poporului italian, această diasporă normandă venită pe filiera liniei, acestei linii de pelerinaj Via del Angelo. Și un alt fapt deosebit de important este că la Mont Saint-Michel în secolul al XII-lea, între anii 1125 și 1140, are loc un fapt deosebit de important pentru istoria europeană. Este vorba despre traducerea operelor aristotelice care au fost uitate în Occident pentru aproape 700 de ani. Și în acea vreme se formase deja o puternică pepinieră de intelectual la Mont Saint-Michel. Și merită spus că aceste traduceri ale operelor aristotelice au revoluționat, să zicem, cultura, mai exact teologia, știința și filozofia evului mediu, au figurat ca materiale de studiu pentru marile universități de la Bologna, de la Paris, pentru Biblioteca Vaticanului, pentru Oxford, care au condus într-un fel sau altul la formarea unei puternice culturi în cadrul Europei creștine și acest lucru se petrece cu aproape 40 de ani înainte de pătrunderea textelor aristotelice pe filiera arabă, pe filiera orașului Cordoba din Spania Maură. E foarte important acest lucru și vedem cât de intim este practic legat Arhanghelul Mihail de istoria și destinul Europei moderne pe care o cunoaștem noi astăzi. Dragii noștri, îi mulțumim lui Cezar, cel care a scris Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare. Pentru cei care doresc, vă invităm și la autografe. Am vorbit astăzi în cadrul evenimentului Calea către inima spiritualității creștine despre cărțile prezentate ceva mai devreme, Numele lui Hristos de Irene Hauser, Izvorul iubirii de Kyriakos Markides, Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare de Cezar Ivan Coliță și de asemenea Filocalia lui Origen într-o ediție nouă. Au fost alături de noi domnul profesor Marius Vasileanu, antropolog, profesor de istoria religiilor, scriitorul și teologul Cezar Ivan Coliță și profesorul universitar Matei Georgescu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm la următorul eveniment care va avea loc, de altfel și ultimul eveniment care închide Bookfest-ul la Herald, la editura Herald, la scena Arena. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm la următorul eveniment.